Reprezentanții companiei multinaționale de furnizare a energiei în regiunea Moldova mai apreciază faptul că prin aceste practici consumatorilor le sunt încălcate drepturile fundamentale cu privire la informarea corectă, clară, completă, astfel încât aceștia să poată lua o decizie în cunoștință de cauze, inclusiv în ceea ce privește schimbarea furnizorului. Cei mai cunoscuți furnizori de energie în România sunt acum Enel, Electrica, E.ON și CEZ. Consumatorii trebuie să mai știe că în România există piață reglementată de energie de către Agenția Națională de Reglementare a Energiei, care a înființat chiar și o linie telefonică în sistem Tel Verde, la care pot afla amănunte despre modul de schimbare a furnizorului și lista acestora. Până în 2018, consumatorii casnici trebuie să-și aleagă furnizorul de energie. Odată ieșiți din piață reglementată, revenirea la preț reglementat nu mai este posibilă. 60% din energia livrată consumatorilor români are acum preț reglementat de ANRE. În acest moment, diverse companii din piața de energie desfășoară prin intermediul agenților de vânzări activități de contractare a noilor clienți și de determinare a acestora să schimbe furnizorul. Au fost semnalate situații în care reprezentanții unor asemenea companii vizitează persoane în vârstă, afirmând că sunt de la lumină, că trebuie semnate contracte noi și că E.ON este același furnizor cu compania pe care aceștia o reprezintă. Utilizarea noțiunii de înnoire a contractelor de furnizare are menirea de a crea confuzie în rândul clienților care au deja încheiate contracte de furnizare a energiei electrice. Odată cu apariția unor alternative privind alegerea furnizorului de energie electrică, compania E.ON a început să se panicheze privind posibilitatea de a pierde clienții atât pe domeniul energiei electrice, cât și pe cel al gazelor naturale. Departamentul Comunicare al E.ON Energie România, filiala Moldova, atrage atenția privind posibila încălcare a drepturilor fundamentale ale clienților în cazul în care aceștia optează pentru schimbarea furnizorului.